La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la Vreau Să Știu Sport. Mulțumim prietenilor de la Casa Parilor care ne ajută să realizăm acest frumos podcast. Dragi prieteni, o povestioare scurtă, ca de fiecare dată, cu vreun an, un an și jumătate în urmă, nu mă întrebați cum, că nu mai țin minte și oricum nici lecitina nu ne mai ajută, am descoperit un site senzațional din punctul meu de vedere, care știți că mai sunt scormonicios în ale istoriei, intitulat Stadion de Cartier, așa la singular, stadion. Concret, se referea la stadioanele din București, apuse, trecute sau actuale, care încă mai viețuiesc, cum îmi place mie să spun, anul de fondare, detalii, uneori și pozuțe și așa mai departe, lucruri interesante care se petrecuseră, ce se petrecuseră acolo. Am apucat să vorbim puțin, acum vreun an și jumătate, despre el într-o pastiluță de vreo 5 minute și anul acesta mi-am adus din nou aminte și am zis că nu trebuie să fii neapărat din București, pentru că este un proiect extrem de interesant despre stadioane care au scris istorie, unele dintre ele, altele care mai sunt încă în picioare și o să vedem în ce stadiu. Nu trebuie să fii așadar numai din București ca să-ți placă așa ceva stadion de cartier. Logic, în mare parte, cei care intră pe site-ul respectiv sunt de aici din București, pentru că trebuie să știi puțin și poziționarea și poate puțină istorie dacă ești din cartierul acela. Dar pentru frumusețe, pentru istorie, poți fi de oriunde din țară. De aceea, am invitat astăzi alături de noi pe unul dintre oamenii care s-au ocupat de, și care se ocupă în continuare, a răspuns și la telefon din prima, că așa l-am găsit, și vom discuta astăzi despre ceva cu parfum de istorie, stadion de cartier. Dragi prieteni, stați așa că are o funcție șmecheră, alături de noi se află Andrei Mihail, antropolog. Bine ai venit, salut, mii de mulțumiri. Bine și în același timp și unul dintre cei care realizează acest proiect. Salut! Să bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. E o mare plăcere să vorbesc mereu despre proiectul ăsta. Proiectul meu de suflet, de cercetare. Dar ia-le încet, că tu ai o meserie de oameni șmecheri, așa, antropolog. Asta ești tu la bază? Da, asta e meseria. Asta am specializare, școală și toate cele frumoase după lumea asta. E un fel de, știu că pare ceva așa foarte, da, nu e, e ceva foarte simplu, e practic un fel de sociologie, să-i zic, că poate de sociologie auzi mai multă lume, dar noi, dacă sociologia se ocupă cu chestionare, cu cu eșantioane reprezentative și așa mai departe, noi cumva suntem cu grupuri mai mici, dar în care mergem și căutăm până în profunzime să aflăm tot felul de detalii. Chiar practic meseria asta. Eu chiar practic meseria asta, predau, sunt lector universitar la SNSP, la Facultatea de Științe Politice. Păi să trăiți. Adică sunt profesor. Sunt profesor. În doctorat, cu toate cele, am diplome. Și ce cauți, mămică, pe stadioane? Păi eu pe stadioane caut în 96. Am fost prima dată în viața mea pe un stadion în România, pe fostul actualul, dar nefolositul stadion Cotroceni. Eu sunt progresist. De fel. Bun, am jucat și eu acolo și o să răsucesc cuțitul ran. Am jucat până acum 3 ani de zile. Am jucat pe stadion pe de-a latul. Te urăsc un pic. Da. N-am mai tratat până din 2009. De aia zic, cu niște băieți de la bancă. Pentru că se intra să deschideau porțile și se juca de-a la... Paracină totală. Da, știu. Mai răsucesc încă o dată cuțitul. Știi de ce n-am mai jucat după un an de zile? Pentru că nu au mai existat angajați care să taie iarba. Și când ne-am dus Andrei, era atâta iarba. Ne-am îmbrăcat și am plecat. Și a zis, n-a avut cine să taie iarba. Corect, pe terenul, prima dată am jucat pe cel mare, pe de-a latul. Apoi am ieșit de acolo și am jucat pe cel de antrenament de lângă. Ăla singurul de antrenament. Așa. Uh-huh. Și acolo era iarba uriașă, nu s-a mai jucat și vorba ta, proiectul a murit. E o mare păcat. Deci tu ai fost bleu albaștri ole? Încă sunt bleu albaștri ole. Bleu albaștri ole. Da. Încă sunt. Mai există echipă? La meci. Există mai multe. Ca să vii, cum e fotbalul românesc? Mai există și sunt, dacă intrăm știi, în discuție. Știi că trebuia să-mi răspuns, păi Cătălin are Dinamo 3 echipe și tu mă întreb dacă... Cine este adevărata Progresul București? Nu mă întreba că nu e niciuna. Am murit în 2009 din punctul meu de vedere. Da, de fapt, da, mi-e face mișto acum, da, de fapt, e tristă. Eu mă gândesc că e la UEFA, săraci. Bă, nene, câte sunt la ăștia în țară? Deci Progresul București a murit în 2009. Progresul București a murit în 2009, faliment. FC Naționalul. FC Național, da, deja se redenumise în Progresul București, pe vremea lui Costiacov. A avut el din 2007 până în 2009, când care a dispărut echipa. Care i-a pizza lui Gigi Becali sau lui Giovanni. Mm-hmm. Bun. Și după aia echipa a continuat cu niște grupe de copii și juniori, luate de un antrenor, în fine. După care a mai apărut și o altă echipă, Progresul Spartak, care a fost în Liga a doua până de curând, care cumva e continuatoarea, dar nu direct a proiectului. Practic este un fost antrenor de la centru de copii și juniori, care și-a făcut această echipă, care vrea să ducă mai departe spiritul, cum spunem noi,
al progresului. Formarea de copii și juniori, formarea de fotbaliști și așa mai departe, într-un mod mai sănătos decât se face în general în fotbalul românesc de azi, din păcate. Cam asta e legătura noastră cu proiectul. Deci administrativ sau palmares, când ne mai întreabă cineva. La cine-i palmaresul? Bă, oricum aveam o cupa României și atât. Ce contează? Hai să ne uităm la viitor, pe cât se poate. Da, ei au fost, cei de la Progresul, extrem de iubiți de către, nu numai de frizeri, că se spunea, știi, că echipa frizerilor, dar veneau oameni cu calitate mare, lăsând Los Platanos și toți băieții și așa mai departe, adică chiar era un spectacol și era o atmosferă boemă, asta conta. Că nu se umplea doar la meciurile importante și așa mai departe, era o atmosferă și cel puțin, Andrei, în ultima perioadă, jucători șmecheri. Adică dacă te uiți la niște poze cu Alessan, cu antrenor și așa mai departe, știu, că vezi de treabă. În perioada aia am început să țin cu ei, 96-98, când era Halagian, când erau toți jucătorii. Cel nomoreț Odessa meciuri. Radu Niculescu, toți ăia. Marin Dulu. Plus 2002, celebra înfrângere de la Craiova din ultima etapă, am fost prima mea deplasare. Meciul ăla m-am dus. Deci tu ai fost progresist? De mic. Bolnav. Stăteam în 13 septembrie. Până acum un an am stat în 13 septembrie foarte aproape de stadionul Cotroceni. Bun, majoritatea vecinilor mei la bloc țineau cu Steaua. Dacă că mi-a plăcut mie să fiu mai șmecher sau ceva de genul ăsta și să nu fiu ca toată lumea și cu încă câțiva am început să mergem la... Grigore Vasiliu, Birling, mare fan, național. Se ducea acolo. Tot timpul cu Florin Piersi, mai trăgeau la poartă, mai... Gata, eu am tăcut. Era multă lume, multă lume care din 96. Simpatiza. Din 96, merg pe stadioanele patriei și nu numai, mi-a venit rău. Ai suferit când s-a închis treaba. Suferit când s-a închis treaba, am suferit când am pierdut campionat, cupă, adică eu că echipa Sabin asta Ache. Doar... Cu Sabin. Da, nu vreau să vorbim despre meciul ăla, că să mă ia așa cu un fel de tremurat. Jucătorul uriaș, ne aducem aminte, Dumnezeu să rete, și Didi Prodan și Dan Petrescu și... Chiar și Marius Lăcătuș a terminat fotbalul. Marius Lăcătuș, corect. Dar au fost și o altă, altă generație pe care aș vrea să o menționez, fiindcă nouă ne-au fost foarte dragi, cei care au prins practic ultimii ani de activitatea echipei când eram în Liga 2. Iar încet, să vedem dacă îi mai aducem aminte. Era de Copârșal, dacă spune ceva. Da. Era unul chel așa, un cer, foarte mișto tipul, foarte mișto fotbalist. Egon Dolski mai era. Nu. De ce să zic, Șom Cherechi, am mai jucat pe la noi pe final, exact. Cristi Popescu, portarul, și el. Adică erau gașcă foarte mișto, adică noi pe vremea aia a început să zici la bere cu ei și Babicu a fost un pic mai înainte. Da. Și Răzvan Lucescu sau Visez? Și Răzvan Lucescu. Fost, deci stai cu minte că acolo... Plus antrenorii, că pe Olăroiu... La noi, de acolo a început Șumudică, la noi a început Bergodi, la noi a început... Mă, Bergodi, nu mai vorbim de Alessanco. Alessanco, și da. Și Jair, cum îl cheamă? Marin. Petre Marin, a fost și el pe apus de carieră. Nu, a fost antrenor sau jucător? Nu, jucător. Jucător, nu pe apus, nu, mai la început, înainte să se ducă la Steaua. Înainte a fost el? Da, la Steaua a ajuns de la noi. Ah. El, Gigel Coman, era altă generație, era aia generația de la 99-2000, perioada aia, Marian Savu, care a fost Savarină, care a fost golgheter. Uh-huh, 2000. Mamă. Și a fost o echipă bună. Interesantă, și era stadionul modern pe vremea aia, că a fost primul stadion care s-a reconstruit în București după Revoluție. Mult înainte de Arena Națională și toate cele care se fac acum. Și arăta mișto locul. Și baza mișto. Și baza foarte mișto. Restaurantul Lugino. Restaurantul Lugino, hotelul Lugino. Dar și în spate, că mai sunt și arenele de tenis, să ne uităm și pe alea, care și are o bază sportivă foarte mișto. Cu cum rupem baza sportivă de arenele de tenis și de... Da, la un moment dat trăsesele și un gard. Ăla pe care l-au vopsit cu într-un verde, cu bidinea, cu... Da, nu știu acolo ce a fost. S-a certat Gino Rulescu cu ea de la bancă, habar n-am ce a fost acolo, dar n-a mai funcționat. Păcat. O treabă, dar păcat, și acum este într-o paragi, în, cum îi spune acum, în conservare. Așa în conservare, cum sunt și câteva dintre terenurile astea pe care le-am documentat noi, că tot așa. Gata, chiar am tăcut. Conservare. Bun, de unde vine proiectul ăsta? Păi proiectul ăsta vine, eu ca, pe de-o parte, antropolog, deci făcând, specializându-mă în genul ăsta de cercetare în care mergi prin comunități, grupuri, pe la sate, pe la orașe și stai de vorbă cu oameni despre viața lor, pasiunile lor, nu știu ce fac ei și așa mai departe, și în paralel fiind pasionat de fotbal, trebuie să merg pe stadioană de când, mă știu, 11 ani aveam, în 1996, cumva am început să mă intereseze... Să încerc să-mi dau seama de niște chestii pe baza experiențelor științifice, să le zic, ca să sune așa pompos, pe care le aveam, să încerc să înțeleg fotbalul un pic mai mult decât, bun, merg la un meci, țiplu pe unii, mă supăr, în joc televizorul și așa mai departe.
În paralel, citisem undeva, cred că prin 2016, proiectul nostru a început în 2018, prin 2016 sau 15 scosese Răzvan Luțac la Gazeta Sporturilor o harta a stadioanelor astea mici, stadioanele industriale. Făcuse și două pagini, parcă, lipite. Și, sau ceva. Da, era, da, exact. Și acolo, când am citit chestia aia, mi-am adus aminte că și eu când eram mic, eram în școala generală, au venit să ne ia la trial-uri la tot felul de sporturi, printre care și fotbal. Deci făceam o dată la două luni, mai mergeam să încercăm cu toții cât un sport. Corect. Ne-am lăsat de toate, că na, nu ne-a plăcut școala, ne-a plăcut alte chestii. Dar mi-am adus aminte, bă, totuși era o infrastructură, erau multe, adică niciodată am plătit pentru mers, făcut sport, deci am făcut basket, am făcut înot, am făcut un pic de fotbal, tenis și judo. 5 sporturi am încercat. La tenis am stat cel mai mult, ca paradoxal, cumva, acolo. Nu, 3 ani, te rog frumos, 3 ani, chiar puteam să fiu acum... Da, dar te-ai lăsat, te-ai apucat de antropologie. Te refuzam că sunt la Roland Garros sau la Wimbledon, știi? Băi, nu mă suna, că nu te aud, că sunt la... Am fost zeneș. Și mi-am adus aminte de chestia asta și cumva mă spus să mă intereseze și tu în perspectivă de asta mai din nou de documentare, de cercetare științifică. Bun, ce s-a întâmplat cu multe dintre bazele astea sportive pe care, bun, fotbalul era unul dintre jocurile care se jucau pe acolo, dar mai erau și altele. Cum s-au dus ele naibii? Că multe dintre ele le vedem, ne plimbăm prin oraș, spații virane care altădată au fost baze sportive poate chiar destul de apreciate, câteva mall-uri, clădiri de birouri la rândul lor sunt amplasate azi pe fostul amplasament al bazelor sportive și așa mai departe. Cumva asta m-a interesat la început, am început singur proiectul în 2018. Bun, ce s-a întâmplat cu ele? O întrebare foarte complicată și complexă și științifică, dar ce naiba s-a întâmplat cu ele? De ce nu mai sunt? Și cumva și de ce, care era rostul lor în dezvoltarea fotbalului mare, adică a fost și un pic pe nostalgie, trebuie să recunoști. Corect. Se pare că noi ca suporteri români avem o foarte mare, e așa un fel de, văd că e ca la drogați, știi, când te lași, când noi am cunoscut niște bucurii ăștia de vârsta noastră, mă refer, anii 80, anii 90, care au prins acolo și cumva acum nu mai avem jucăria asta, știi, că e ceva ce am, o substanță pe care am consumat-o, ieșind în stradă 94, 98 și toate victoriile naționale și după aia deodată nu mai ești, și cumva bă, am nevoie, deci nu prea mai am unde să o iau. Că nu pot să țin cu Franța sau cu nu știu ce, cu alte echipe. Mai simpatizez cu Borussia Dortmund, dar nu-i tot aia, știi, că nu e echipa ta. Și cumva și de acolo, știi, cred că a fost și o curiozitate de-asta emoțională, să-i zic, nu doar științifică ce s-a întâmplat. Bun, și așa mi-a venit ideea. În 2017 am aplicat la ceva bursă de cercetare pe care o dă FIFA prin Centrul de Internațional de Studii pe Sport, CIES, ăia de la Neuchâtel din Elveția, ăia care fac observatorul fotbalistic an de an. Ei au niște burse destul de restrânse, în fine, nu ies cu ele în față foarte mult, dar o acordă în jur de, cred că sunt 7-8 burse pe an, ceva de genul ăsta, pe cercetare în fotbal. Cercetare poate să fie medicală, sociologică, biologie, de orice fel, dar să fie legată de fotbal. Și cumva am avut șansa să câștig una dintre bursele alea, bursă de un an de zile cu care practic am putut un an de zile să mă ocup doar de chestia asta. Ce înseamnă bursă? Iartă-mă, poți să zici, îți dau niște bani, bani. Hai că tu faci un proiect în care spui, uite, vreau să fac asta, am nevoie de următorii bani ca să, bun, într-o limită pe care o au ei, adică limita lor e $30,000 maxim poți să ceri. Și dacă e tot ok și acceptă bugetul pe care l-ai propus, bă, ce înseamnă cheltuieli de cercetare? Ce înseamnă? Și că vrei să fie pe bune. Să fie pe bune. Ți virează foarte în cont mișto și asta. Începi. Da. Și trebuie să le livrezi la sfârșit un raport de cercetare mai mare. În fine, până la urmă a apărut și o carte, dar foarte tare. Asta ulterior, nu știam la început de chestiile astea. Și așa am început în vara lui 2018. Iartă-mă un pic, există vreun criteriu? Adică cum sunt selectate stadioanele? Discutăm despre București, asta e clar. Pentru că doar pe București Bun, vorbim doar de stadioane muncitorești, nu. Adică, nu știu, metodologia noastră, în fine, a mea, că atunci eram la început foarte bine gândită și foarte atent selecționată, a fost toate stadioanele, toate terenurile de fotbal pentru fotbal mare, deci nu mini-fotbal sau alte chestii astea, mai mici terenuri de școală și altele de dimensiuni reduse. Deci toate care nu erau Steaua, Dinamo, Rapid, Sportul Studențesc, Arena Națională 23 august și Parcul cu Platani. Adică pe astea le excludem pentru că sunt alea mari, cumva istoria lor e destul de cunoscută, au fost oameni care au scris istorie acestor cluburi și acestor stadioane și practic ne băgam într-o zonă care era cumva diferită de ce
ce mă interesa. Corect. Că pe mine mă interesa atunci fix stadionul la mică, la de cartier, și practic de acolo au fost și numele. Trei criterii sau unul stadion care a fost și nu mai există deloc. Nu, poate mai există. Nu, zic să nu mai există deloc. L-ați scris și pe Venus și Roncomit, să zicem. Nu, mai eram cu un criteriu, am putut să zic, care au fost amenajate în comunism, practic. Deși după aia am adăugat vreo două care nu erau, că am descoperit după aia că electromagnetica, de exemplu, e din 29, nu e amenajat în comunism. Da. Dar atunci, pentru că am legat foarte mult de dezvoltarea sportului de masă, care am a fost înțeles. În comunism și cumva pe aia am vrut să o vedem cum... Deci care au fost și nu mai sunt de nicio culoare. Pentru că mai e și o chestie metodologică, că la mine, fiind antropolog, meseria mea e să vorbesc cu oameni vii. Ori corect. Pentru Venus, Roncomitu și toate alea, mai greu de găsit oameni care să fi prins corect. Arenele respective. Deci cumva cred că a fost și asta așa în spate și motivul ăsta. Ai avut ceva de la ce ai pornit? A fost prima treabă, harta, care a fost mult mai complicată decât am anticipat, că primul obiectiv a fost, bun, hai să le punem pe toate pe hartă, să vedem care mai sunt. Era harta lui Luțac de la care am pornit, dar era clar, adică știam eu vreo câteva care nu apărau pe harta aia, că atunci a fost un material făcut mai... Da. Mai rapid, mai material de presă. Și am zis, bun, hai să le găsesc pe toate. Le-am pus mai întâi pe alea cunoscute, ce apărea și la el pe hartă și ce mai apărea și prin alte surse. Asta e foarte tare. Asta e din 92 sau 93, este dintr-un carnet care era dat de la Federația Arbitrilor, care activau în ligile inferioare. Hai să ne uităm un pic. Ținând cont că vorbim și de puțin și de sectorul agricol, hai de comunele limitrofe, da? Uh-huh. Că uite, ajungeau până la Bălăceanca și în partea asta altă până la Ciorogârla și Dragomire și Deal. Și chiar Bâcul. Păi da, că se mai suprapună niște serii. Exact. Uh-huh. Bun, uitați-vă, acestea sunt deci toate stadioanele mici și mari care existau în București, corect? Da, după Revoluție, repet, 91 sau 92. După Revoluție. Da, dar încă mai existau, bun. Că 92 nu se schimbase foarte mult corect. Treaba față de 89. Da, astea Doamne, sunt toate care erau funcționale. Uite-te, efectiv, se face pielea ca de găină. Mai ales că mulți dintre noi, exact cum spui tu, copil, necopil, amator, că profesionist mai greu, merseseși și jucaseși aici, că ai alergat, că ai fugărit o minge, că, știi, adică nu erai străin de ele, dacă nu măcar, cine n-a auzit să dă viscofil? N-ai, am fost în viața mea la viscofil. Dar știi că joacă la unii acolo, bă, sau metaloglobul, la sau la bloc care e prinsese. Exact. Care, eu din militar sau alt așa, erau alea toate aliniate la complex la Lebă de acolo, de la Antilopa mai în față. N-ajungeai în viața ta dacă n-aveai pe cineva, dar le știai. Bine întreținute, unii spuneau că era terenul biliard și așa mai departe. Deci asta e harta care a supraviețuit. Terenurile au supraviețuit imediat după Revoluție. Da, sunt majoritatea lor în capac cu harta asta. Mase plastice, bă, băiatule. Dar cine o fi făcut asta? Deci li se dădea arbitrilor? Harta asta, da. Era un carnețel pe care l-aveau de la federație. Îl primeau, care aveau, dar era inclusiv cu de-aia, cu ce autobuz să te duci, unde să te opri, la ce stație, știi? Ce frumusețe. Și inclusiv harta asta, care erau, astea erau practic toate terenurile pe care încă se mai jucau la ligile inferioare în București în 91-92, perioada asta. Să zicem că de la asta ai plecat, să zicem, nu? Nu, asta am primit-o paradoxal acum un an sau un an jumate, tot așa, un prieten progresist care a fost arbitru. Și tu cum ai făcut? Ai luat efectiv o harta Bucureștiului și ai pus cu... Da, așa a început, cu un Google Maps pe care am pus niște pinuri de alea cum se face, pe cele pe singur care le știam. Fiind. Atunci fiind singur. Am început după aia ușor să mai întreb. Am vorbit la MFB, de exemplu, care m-a ajutat destul de mult cu chestia asta. Foarte tare asta, da. Cu diversi oameni pe care mai știam din fotbal. Te-a luat de nebun? Sau le-a plăcut? Nu, le-a plăcut în general. Că știi cum e, lasă-ne mă în pace cu unul care... Nu, că mai prindeai, știi, că sunt deja persoane în vârstă, fost jucători sau oameni care au antrenat pe acolo, știi, și le place să povestească. Poate că genul de povești de când se duce acasă la nepot sau la copil, poate la de multe ori ce ai, mă, tată, că mai plictisit cu astea, știi? Și vine unul nebun care chiar e curios să și afle te așa și te ascultă și te ascultă chiar interesat și stă la povești. Și practic așa le-am pus pe hartă, au fost și tot felul de probleme. La un moment dat, ții minte, la o cârciumă pe lângă stadionul Rocar, unde m-am văzut cu doi fost fotbaliști care au început să se certe aproape, că nu mai localizam, că mergeam mereu cu o hartă la mine, ca să-i rog să și pună pe hartă exact unde era stadionul, că de multe ori nu mai e foarte greu să-ți mai dea seama unde era, sau construi blocul, sau amenajat tot felul de chestii, nu mai e foarte evident. Și au început să se certe oamenii, că unul credea că e mai într-o parte, unul credea că e la trei blocuri mai în spate, știi? Și dar bine, bă, ok, nu, hai să nu ne... E ok, hai că mai întreb și pe altcineva, nu? Foarte tare asta.
Și așa, ușor, ușor, cred că harta pe care o am acum pe stadion de cartier, pe platformă, e 98%, ca să nu zic 100%, 98% e cea corectă, cu bazele sportive care au funcționat în perioada comunistă, bazele astea mici. Eu, timpea mea, te-ai gândit să faci, nu știu, ceva și cu cele dispărute? Gen, cum am zis, Venus, Romcomit, nu, Republicii. Deocamdată nu. E ca acum am intrat foarte mult, foarte mult cu asta, că între timp proiectul s-a mai extins, a mai primit după aia o finanțare de la Ordinul Arhitecților ca să facem harta. Deci platforma inițial, harta aia, vă spuneam, era pe un Google Maps. Caibu nu-ți permite foarte multe chestii. Pui un pin, pui o descriere, da. Pui o poză, dacă mai e tot. Și cu finanțarea pe care am primit-o de la Ordinul Arhitecților, asta era în 2000, am făcut o hartă de la zero în care să poți să pui frumos toate informațiile cu platforma. Formă, toate da, pozele da. Care se adună și așa mai departe, adică arată mult mai bine acum față de varianta inițială. Dar chiar te-ai gândit la sponsori? Adică să mergi să cerșești? Vorbesc foarte sincer. Să știi că avem un sponsor, dacă tot ziceai că poți să spun orice nume. Acum avem Mobexpertul. De asta recent, anul ăsta am început colaborarea cu ei. Ei n-au căutat pentru că e în... O filmă din asta mare nu e o problemă să... Păi da, nu e foarte curat. Foarte mare cheltuială pe care o ai. Bun, acum, evident că dacă îmi dai bani, poți să-ți fac orice cu ei pe tema asta. Adică da. Dăm 1 milion de euro că ții tot pe toți pe proiectul stadion de cartier ca să facem chestii mai mari, mai mișto. Dar nu... E, hai să o luăm așa, pas cu pas. Ai un stadion, Girueta, nu știu, habar n-am. Ai niște imagini și câteva informații din asta, grosomodo, inaugurare și așa mai departe. De unde începi să... Că ai și o povestioară acolo, mai mică sau mai mare, da, la fiecare stadion. Nu trebuie să te duci să vorbești cu cineva care... Păi în 2018 proiectul, deci după ce l-am pus pe hartă, practic eu le spusesem ăstora de la CS/FIFA că va fi și o cercetare mai aprofundată, antropologică, pe bazele din sectorul 4, practic, Berceniu, Giurgiului, toată zona asta, ca să văd că cumva acolo aveai toate traiectoriile de după 90, adică ai și baze care sunt folosite în continuare, ai și baze abandonate, gen Girueta, și ai și baze peste care, în fine, credeam eu atunci că s-au construit, nu e cazul că am încurcat niște chestii, dar în fine. Și m-am dus toată vara lui 2018, munca mea a constat în mers pe teren împreună cu niște studenți care erau în practică în perioada aia la facultate, mers pe teren și stat de vorbă cu oameni din vecinătate, din cartier, pe la Girueta, pe la Romprim, pe la Șoi Mimuc și pe unde mai erau. Deci, practic, cele pe care le-am documentat atunci mai aprofundat, stat de vorbă cu oameni vecini, antrenori, fost jucători și așa mai departe, erau prefabricate, azi încă funcțională, electroutilaj, care undeva pe la gara Progresul, mai faci stânga, mai mergi printre niște căzături industriale și ai ajuns la el. Și aia e încă funcțională, din fericire. Autobuzul, cunoscut fanilor fotbalului 90-is ca Rocar, unde s-a scris multă istorie de toate felurile acolo. Girueta, care este abandonată, tot au existat niște discuții, niște proiecte să facă un supermarket, s-a picat între timp, a anulat instanța, autorizația și așa mai departe, Romprimul, încă funcțional. Da. Și se ține și bine. Imuc, și se ține bine, da, la Romprim chiar e mișto ce se întâmplă. Și terenul acolo. Mare și ce mai au pe alături, că mi-au în stânga da. Aici două, dar trei. Acum recent am citit ceva, mă știu, pe Prosport, parcă sau pe unde, care un reportaj cu un interviu cu tipul care se ocupă de asta. Deci că l-a ajutat mult când au filmat ceva da, serial da, da, la Atletico Textila. Da. Cu banii el a ținut da. Echipa și stadionul încă vreo da, e cu Flori în geam, da, așa, așa cum foarte mișto făcut. Da, dar nu. Zic, vreau, e viu, da, adică exact, e ceva exact. Pitoresc, așa, nu se e. Se vede că omul e pasionat, da, adică pune super mult suflet acolo. Și cam așa. Dorel Mihăilescu, portarul cu o mână, joacă acolo. Mm-hmm. Care a venit de la Frăția, nu? Da, ele. Da, uh-huh. Da. Care, da, una peste alta, vorba ta, e o bază care e vie, deși are 50 de ani. Da, da, care încă trăiește. Asta e, exact. Una dintre puținele care încă mai ai văzut unele, să zici, wow, ce tare arată? Adică în cei... Azi? Da, în zilele de astăzi. Când te-ai dus tu... Adică să trăiești ceva în sensul pozitiv, că dezamăgiri clar că au fost peste tot. Adică să poți să zici... Să mă gândesc acum. Eu am fost foarte impresionat de metalul, să fiu sincer, dar n-are legătură că e abandonat. Asta i-am mai zis și Faur după metal, anii 90. Metalul Globusul arată bine. Metalul parcă. Globusul arată bine, mai e granitul lângă care a lui Țiriac acum și da. Care e destul de bine întreținută. Granitul, da. Se ține și ca teren, e cu mochețică. Okay. Da, se face bine. Acum mai sunt astea, nu că e Mobexpertul, că ne dă nouă niște bani acum, dar cele pe care le-a luat constructorul și Coresi, care sunt la Rapid acum tot prin Mobexpert, care au fost amenajate da, da. Destul de mișto.
Icaru mai e destul de bine menajat. Face Victory Cup-ul, da, sau ce acolo, face? Ăla, da. Care ăla din Ghencea. Ăla din Ghencea, bază interbelică, construită prin 36-37, ceva de genul ăsta, stopus cu anii, deci dacă mai bușesc pe ani, să nu se supără nimeni pe mine, dar oricum, e înainte de al doilea război mondial amenajat. Era de la uzina de ventilatoare, Icaru, care înainte era uzina de elici, făceau ei pentru armată și după aia în comunism nu au mai avut voie să facă pentru armată, s-au reprofilat pe ventilatoare. Bun numele cu Icar. Mișto de tot. Institutul de Construcții Aviatice Române. Adică nici măcar nu e doar un nume, e, da. E mișto făcut. Nu le-a trebuit mult. Bun, asta. Deci este care mai viețuiesc și viețuiesc ca lumea. Da, au fost modernizate, au fost amenajate, s-au făcut să joacă fotbal, sunt deschise publicului. Dezamăgirea a avut mai multe, că erau dispărute de tot și a apărut altceva acolo. Da. Sau într-o stare de cum e Urbisul la mine în militari. Cum e Urbisul militar, cum e Girueta în drumul Găzarului, da. Cum e Metalul în Pantelimon, care era o bază imensă. Aveai terenul de fotbal cu tribune, aveai pistă de atletism, aveai pistă de dirt, cred că aveai bază nautică. Deci aveai acolo tot ce aveai nevoie azi. Dacă ai venit să investești, să faci ceva miștoare și o chestie superbă. Ai și lacul în spate. Da, da. Și tu ce ai făcut? Ai dus, ai făcut poze, ai filmat, ai făcut poze? Am făcut și poze, am și filmat. Situația pe care ai găsit-o tu logică, n-aveai. Da. Dar am și luat, deci în toți anii ăștia am făcut și multă muncă de arhivă, căutat prin ziarele vechi, reviste vechi de sport, mai apăreau. Cât un reportaj se ducea reporterul de la revista Fotbal pe teren, sâmbătă la ora 11, la matineu, hai să vedem cum e cu fotbalul mic în București. Și mai te trezeai că câte o poză. Și am încercat, nu știu dacă am acoperit tot, cel mai probabil nu, dar am încercat să mergem foarte mult și în direcția asta. După aia, între timp, în 2020, echipa s-a mai extins un pic. A mai venit o colegă care e tot antropologă și ea, dacă e mai mult pe partea vizuală, face filme, filmează documentare și așa mai departe, și un coleg care e istoric. Și acum partea asta de documentare în arhivă a rămas la el, că e mai priceput decât eram eu. Habar n-aveam să mă duc să caut în arhive. Și acum avem, de exemplu, el mai caută și pe la nu știu, instituții publice, de exemplu, Arhivele Naționale, că mai găsești autorizații de construcție, de exemplu, care au și planul ăla de arhitectură. Da. E mișto, arată bine. Cumva ideea este să colectăm, să adunăm la un loc, să facem așa o bază de date, o bibliotecă, dacă vrei, cu tot ce s-a scris, s-a fotografiat, s-a făcut tare. Cu bazele astea sportive din le-ați București. Le-ați numărat vreodată? Adică... Da. Dacă zic câte erau, spică față. Ne doare inima. Peste 100? Dacă pui și bazele sportive, deci terenuri de fotbal cu teren mare. Deci cu mare pe care să poți să joci la nivel ligi, bine, amatoare, profesioniste și așa mai departe, era undeva în jur de 60. Deci, excluzând Steaua Dinamo Rapiștele pe care le-am zis la început. Dar ținem dacă pui cele... și baze sportive cu terenuri mai mici, terenuri de tenis și așa mai departe, s-au dus în București în 89. N-am ce să mai zic. De ce ne bucuram în 94 și în 86? Teoria mea e că au și asta au contat. Evident, nu a fost singura chestie. Dar au contat foarte mult, că aveai tot copilul, cum ziceam. Te duceai, aveai unde să faci sport. Bun. Majoritatea ne lăsam după o săptămână, după o lună. Dar 60 împărțit la 6 într-un sector, plus sau minus, aveai 10 terenuri. Exact. Într-un sector. Da, bun, erau repartizate. Știu că erau, erau acolo, și comunele limitrofe, dar vorba ta, un tramvai te ducea până acolo. A, da, clar. O gură de metrou te ducea până acolo, o rată, o mașină, da. Ajungeai tu. Are o Berniță în vlogul lui cu o amintire de la Aversa, când a venit el în București prima dată, sau nu știu, a jucat la Aversa. Aversa. Și tot așa, a zis, băi, tramvaiul de la Oboi și după aia mai nu știu ce autobuz și era ăsta pierdut în spațiu, dar ajungeai. Nu exista și plus că toată lumea știa. Da. Iar deu bucureștean sau cum era atunci, în momentul în care se fluiera că hai, sunt meciuri, dispăreau toți bărbații din București. Că fiecare se ducea unul colo, unul colo, unul colo, unul colo, unul colo, erau nevestele libere. Și foarte multă lume care ținea și cu echipă. Nu toate echipele, dacă aveai și o favorită de asta la diviziile inferioare, adică țineai seara cu Rapidul, exact. Dar dimineața cu Metalul. Sau și tot timpul erau vedete locală, șmecherul ăla, Maradona local. Da. Care zigurile rele din ce mai povesteam cu foști jucători, că nici măcar n-aveau chef să ajungă la fotbalul mare prea, prea mult. Seama. Știi că n-aveai, că la fotbalul mare dădeai peste antrenor. Adică acolo trebuia să faci în Liga I, cum era atunci divizia, chiar se făcea serios în anii 80 în România. Adică trebuia să fii sportiv bun. Și de ce să alerg? Aveai că-ți luai o
primă de joc un salariu bunic. Toate erau, aparțineau, erau buni, erau nu, și aparțineau de o fabrică, de ceva, nu? Majoritatea aparțineau de uzină. Asta a fost chestia, fine, caracteristica cumva comună. Cea mai mare majoritate, cea mai mare, fine, că vorbesc atâmpiții, marea majoritate dintre ele țineau de fabricile și uzinele patrii prin sindicate. Că practic sindicatele erau obligate să susțină activitatea sportivă prin cotizațiile pe care le luau, voluntare pe care le luau de la muncitori, ori liderul de sindicat împreună cu activistul de partid și cu directorul fabricii, fiind de cele mai multe ori bărbați, că na, așa funcționau, unde să bagi normal la fotbal. Și acum, în funcție de cât de mult avea la know-how, ca să zic, să amenajeze, să construiască ceva, dar și bani, că și asta contează, da. Au făcut că de-asta ai, nu știu, metalul și autobuzul sunt printre cele mai mari. Pentru că aveai în spate niște fabrici imense, adică aveai Faur, Republica, cum îi spunea atunci, și autobuzul Tudor Vladimirescu, care erau niște fabrici. Și găseai, exact cum ai spus tu, un tovarăș inginer care era fier pe fotbal, da, și care se ocupa în cadrul... Da, și aveai și resursele, că dacă ai 5.000 de angajați, da, normal, mai mulți bani care se adună de la fiecare în parte și poți să faci ceva mai mult. Dar conta și asta de pasiune, că sunt și exemple de fabrici care au măricele și care n-au avut mare terenul, cel mult închiriau pe undeva sau nu toate aveau super gaze. Da, cam toate erau obligate să aibă activitatea erau asta. Obligate erau, da. Da. Ai găsit când ai vorbit și oameni din ăștia, care hai să nu zicem că au început să plângă, dar pe care i-ai văzut așa că nu-i mai puteai opri? Adică da, normal. Adică sunt, da, foarte multă lume povestea. Cu adică patos. Sunt niște povești, da, că până la urmă, bun, e și parte de nostalgie, că e vorba de tinerețea unor oameni. Da, corect. Dar nu e doar asta, și că de multe ori ai tendința să zici, bă, bun, nostalgie, tinerețe, toată lumea, când o să ajungem la, nu știu, 60 de ani, cât aveau mulți dintre cei cu care stăteam de vorbă, o să fim așa. Dar pe lângă asta, eu ca antropolog cumva vreau să văd și mai mult mai în spate de, bun, nostalgie. Aia, și atât. Și chiar de ce urmărești, iartă-mă, ce urmărești spre deosebire de un civil? Că eu dacă m-aș duce, mi-ar da lacrimile la poveștile astea. Dom'le, uite, au fost 5.000 de oameni pe stadion. Unde, bre, ăsta pe stadion? Da, uitați acolo, stăteau și nu știu ce și acolo cotare. Tu ce te duci să vezi mai departe? Bun, îți dai seama că și pe mine mă impresionează poveștile astea, că clar, nu că sunt cum îmi chema ăla din Star Trek. De, da. Învăț acum să am emoții. Captain Data, așa. Dar, nu, pe mine mă interesează, practic, în partea științifică de cercetare, mă interesează să văd odată cum au fost ele amenajate, susținute echipele și așa mai departe, ce ziceam mai devreme, dar și impactul pe care l-au avut în comunitate. Sportul mare, dar și în comunitate. Da. Și când zic comunitate, mă refer la faptul că aveai niște baze sportive cu teren de fotbal, dar nu numai, care erau la ușa blocului, care erau foarte accesibile de folosit, nu costau nimic chiar gratuit pentru marea majoritatea locuitorilor. Te duceai acolo, băteai mingea și organizat, dar ce am descoperit foarte interesant e că pe unele dintre ele te lăsea să bați mingea și fără să fii cu echipa de fotbal la fabrici sau cu tineretul junior și așa mai departe, la Girueta, de exemplu, care din cercetarea aia făcută în 2018 e cumva copilul meu de suflet, unde mi-au zis mai mulți vecini, că vorbeam și cu vecini, tocmai ca să văd rolul ăsta pe care l-aveau în vecinătate, mi-au zis mai multă lume că, bă, era bun, pe terenul principal nu prea te lăsa, că se scria gazonul, trebuia salvat cât de cât. Dar pe lângă, unde mai erau niște terenuri de antrenament, astea de bitum, de zgură, cum era atunci, jucai că doi ai. Venea oia de la bloc, îi lăsa paznic, nu avea nicio treabă. Mai vedeai pe Girueta, așa cum am mai sunt niște plopi de ăștia foarte înalți, de jur împrejurul bazei sportive, care erau și atunci. Și tot așa, vara, cald, afară, venea lume, se plimba pe acolo, stătea, făcea picnic la umbra pomului, mai vedeai, povestea cineva pensionar prin tribună că făcea o plajă. Era și chestia asta, știi, de centru comunitar, să-i zic așa, pompos. Și atunci sâmbăta se lucra. Te duceai doar duminica la meci. Te duminica, în vacanțele de vară, când se putea, da. Pe lângă partea de meci, care corect. Și acolo e interesant. Aveai un derby local, Girueta cu autobuzul, care putea să strângă foarte mulți oameni și niște pasiuni destul de, da, de mari. Da, 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 două stadioane care sunt la 100 de metri, de cele... Și erau fotbaliști acolo. Și erau fotbaliști, da. Dar uite, vezi, știi ce este interesant, cred că mai ales pentru cei ca tine care este specialiști pe partea asta. Noi ok, am mai prins, dar uite, copiii noștri n-au prins. Și cu toate astea, când le spui, eu când le spun, le explic sau când trebuie să mergem să joace acolo, e tot denumirea aia de atunci. Înțelegi? Mm-hmm. Adică eu exact cum spui tu, spun, dom'le, mergem pe Metaloglobus. Bun, că se mai cheamă la fel sau, băi, știi unde e acolo, mă, și el ce nu înțeleg. Băi, fii atent, mă, la Aversa, mă, trebuie să ajungi.
Știi? Mm-hmm. Adică, indiferent că s-au schimbat, că au devenit denumiri din astea noi sau cu tare, tot timpul îi explici, băi, fii atent la Urbis. Tu trebuie să ajungi la Urbis. Și el zice, ce e Urbis? Băi, fii atent, știi unde e Urbisul? Da. Lângă el e liceul Petru Poni. Acolo trebuie să ajungi. Gata, mă. Mm-hmm. Și atunci el știe. Vezi, ei au rămas așa centru mundii pentru... Pentru da, cartierul pentru respectiv. Și o tradiție, la urmă, a continuitate. Da, da. Știi cum n-am prins noi Venusul? Da. N-am prins noi Venusul, știi? Dacă da, și bine, și parcul, a rămas numele. Asta zic. Până de curând mai rămăsese și o... Păi eu am fotografiat-o. Da? Da. Aia e poza mea. Știu, dar nu mai e. Aia e poza mea. Acolo Ceaușescu a făcut ultimul... El este făcut de avocatul care și-a vândut pădurea și a făcut ăla acolo, afectat la cutremurul din 10 noiembrie 40 și după aia când au venit comuniștii în 53, dar de ce e demolat în 53? Că se încep lucrările pentru Opera Română. Și da, încurca. Okay. Încurca. De distrus, că n-am fost niciodată bun, naționalizai. El dădea poarta, nu de aici, o poartă o aveau aici, în splai. Dar el era pus un pic hacana așa, închipuieți că pornește de aici, de la intrarea în Parcul Venus și poarta se ducea spre Operă. Nu era paralel cu Casa Radio sau cu Știrbei Vodă, ce e ăla acolo. Știrbei Vodă, da. Da, e așa. El se ducea spre grădina Procopoa, dădea în preoteasa. El dădea în preoteasa în partea alea. Și încurca pe băieți că stâlpii de nocturnă erau... Da, ok, deci dacă tot timpul m-a întrebat că bun... Și a viețuit puțin, el este 31 inaugurat, unii zic 29, nu, este octombrie 31 sigur, 100% și demolat în 53, dar de prin 52 gata. Făcuseră aici studiile de fezabilitate și nu știu ce. E, Ceaușescu, bun, după aia e demolat, se construiește Tenis Clubul Corești în locul lui și Ceaușescu face ultima paradă de 23 august, el fiind în... Radio. Și se vedea ăla. Și a zis, băi, și s-au dus cu dinamită, e legendă, o povestesc și eu, au bubuit și n-au putut să-l scoată. Și atunci au pus o foaie de cort, vopsită ca frunzele, cu un verde, cu un marămiu, cărămiziu, ce doamne iartă-mă, sunt alea. Și Nanicu a trecut și a făcut aia ca să nu se vadă. El este scos cu calumea prin 2010 când... Au renovat parcul. Și au făcut parcul Venus. Da. Ceva mai încolo, Roncomitu. Da, care l-a ucis. Căminele facultății de drept acum. Mai încolo un picuț. Da. Mai pe actualul Știința. Da, da, da. Și demolat de către Carol, care vroia să facă, care a făcut acolo. Fortăreața universitară. Cetatea universitară, da. Îi seamănui ce istorie am avut. Da, asta e și frustrarea mea cumva cu bazele astea sportive pe care le-am documentat, că practic, știi, mi se pare că sunt, lăsând la o parte pe zona de nostalgie și alte lucruri, sunt interesante, povestim, mai scrie lumea pe pagina de Facebook. Mai și când vezi... începe să scrie Tolontan cum făcea Chibrit, șeful galeriei lui Venus, nebunești! Dar pe lângă asta le-am interesante și pentru că tot și ai nevoie de baze sportive, lăsând la o parte fotbal de performanță, dar ai nevoie pentru sănătatea copiilor, pentru sănătatea tinerilor și așa mai departe. Știi că eu mă când iau pe ăștia cu doamne, copiii din ziua de asta doar pe telefon. Păi unde să stea? Că la bloc. Deci eu jucam fotbal în spatele blocului. La bătătorul de covoare. Lumea râde de mine când spun de bătător. Ăla era centrul mâncii. Acolo începea. Și acolo la școală și după aia pe bazele astea sportive, pe la autobuz. Unde jucai tu după șmecheri. Da, normal. Jucai după șmecheri, dar jucai acolo. Acum orice școală are un teren pe care îl plătești. Pe care îl plătești, la bloc nu mai poți că spargi mașini. Are vede, dar nu mai ai fizic loc. Și asta a fost, deci, o chestie care ai nevoie. În 30 de ani. Și nu mai sunt. 30 de ani am ajuns de la harta aia. La ce suntem acum? În 30 de ani, ne uităm la ceas. Și e frustrant, știi, când trebuie să copiem de la Francesco sau nu știu care, uitea oia. Bă, dar aveam noi aici harta asta, aveam baze sportive, de ce să le... Plus că unele, exact cum spui tu, au parfum de istorie ca lumea, adică în momentul în care trece acum tot timpul, eu las mașina mai încet, dar e inexplicabil când trec prin față pe la Ibis și pe la Hotel Parliament ca să văd Stadionul Republicii, să văd aia de la, de la Casa Poporului, parcarea. Da. Știi? Eu nu l-am prins pe Republicii originalul. Știi, să te fi dus acolo. Vin oameni și spun, băi, făcea Iolanda Balș recorduri și așa mai departe, și ca România, băteam... Bun, n-am prins. Dar din ceea ce mi s-a povestit și din ceea ce am citit, în momentul în care trec pe acolo, este ceva... Știi, nu pot să explic. Tu dacă mă întrebi acum pistolul la tâmplă, nu, bă, de ce o lași mai încet acolo? Am mai văzut-o de 100 de ori. Știu că dacă las așa și mă uit în stânga, văd garajul care este baza stadionului. Dar tot... Pentru că mi-au povestit cum ești, așa probabil că da, și aici. Da. Iar pentru comunitățile mici, păi, ai jucat pe Urbis. Păi tu dacă erai din militar, jucai pe Urbis? Da, vai mai de mândrie capul atunci. Tău. Pă, teren mare cu plase, mă? Așa era întrebarea. Mm-hmm. Că jucasești pe Urbis. Mă, nu mai vorbeai cu nimeni în ziua aia.
Eu singura dată când am făcut fotbal, cum am dus și la un trial cu toată lumea, m-am lăsat a doua zi că mi-am dat seama că nu, că nu mă ține, a fost pe fosta bază Spartak, care nu era cine știe ce dezvoltare atunci, dar tot când țin minte, mi-e plăcea în poartă la școală. Și când am văzut poartă, prima dată când am stat în mijlocul unei porți de dimensiuni mari și mă uitam, cum naibit fac ăștia, îl vedeam pe Stelea, pe Prunea, care erau atunci portari. Vezi, lucrurile astea s-au pierdut nenești, exact cum spui tu pentru copii, pentru cei mici. S-au pierdut lucrurile astea. Știi? Că nu-i mai duci pe un teren. Bine, acum sunt alte zeci de baze, sute de baze din astea mai mititele. Că multe dintre cele... Da, calitatea, din câte vorbesc cu toți care se pricep la fotbal și la ce înseamnă chestiile astea mai bine ca mine, zic că sunt foarte multe, dar sunt majoritatea dintre ele niște încropeli. Nu au o calitate foarte bună, adică nu, nici antrenamentul, dar mă refer acum la infrastructură. Adică n-ai terenul, de, sunt făcute cu tot felul de materiale mai bune. Am sau mai proaste. Exact, sunt și... Deci tu băgai la furtună, dădea cu apă, că era de la uzină. Da, și mai e o foarte mare problemă astăzi, pentru că da, la cum funcționează lucrurile fără ajutorul autorităților, toate terenurile astea țin să se ducă mai mult hard. Am făcut-o mai târziu cu terenurile de fotbal pe copii și juniori din București. Nu prea mai tot găsești. Aici e pusă tot la... Nu, e pe o mea. Dacă vrei, ți-o trimit, că nu e secret. Nu, întrebam dacă oamenii o pot găsi. Nu, dar chiar e cum intră acum? Stadion? Stadion de cartier.asz.ro. ASZ e o platformă pe care am folosit-o, e asociației Studiozona, care a găzduit și cercetarea noastră o perioadă. Acum o să o mutăm, dar stadion de cartier.asz.ro sau pagina de Facebook Stadion de Cartier. Și acolo e și adresa. Bun, oamenii, le-ați cerut, bănuiesc că le-ați cerut. Oamenii v-au trimis? Da, a fost foarte interesant. Deci am început pagina de Facebook pe la jumătatea perioadei de cercetare, în ideea ca să mai găsesc oameni cu care să stau de vorbă, care să povestească. Și la un moment dat, 2018, pe final termin cercetarea, mă gândeam, bă, ce fac cu... Atunci nu aveam niciun fel de intenție neapărat să mai continui, să dureze mai mult. Ziceam, bun, aia a fost, am trimis, poate publică, de obicei în lumea academică, cam asta. Ți-ai scris un articol sau o carte și acolo ai încheiat. Și a început să... Dar tot continua, adică primesc o dată pe lună, o dată la două săptămâni, trei săptămâni, te mai trezești cu câte o poză de la cineva. Uite, bă, tai că mi-o poză cu el la uzina Feper. E una dintre cele pe care ți le-am trimis. Anii 80, că juca acolo. Uite, te interesează? Da, normal. Poți o public. După aia o public, știi? Cum am văzut că... E clar că toți au acasă minimum o poză, nu? Bă, că merită. Merită. Că uite, tot apar arhive de-astea personale pe care ar fi păcat să le... să se piardă prin ce... Na, da. Știi cum e? Că după aia de multe ori copii sau nepoții, sale lui bunică, mi-o lasă, le arunc. Ce stadion e ăsta, mă? Ce stadion, ce poză sunt astea? Trei oameni care joacă fotbal, știi? Și acum ai și posibilitatea, pac, repede faci o poză cu telefonul mobil, nu mai zic de scanat ca să ți le trimită și la format. Da, asta e, asta e o problemă. E un challenge, ca să zic așa, scuze, pe limba franceză, că de multe ori trimit cu făcute poze cu aparate care nu sunt foarte bune și sunt foarte miști. Și asta zic și aici, în caz că vrea cineva dintre cine ascultă să trimită. Deci unde vă găsesc? Pe Facebook. E cel mai simplu, pe Facebook, Stadion de Cartier. Ia las că ți iau și eu și îți pun acolo la mine. Ar fi minunat. Știi? Mm-hmm. Și să cerem, domnule, orice, că am, că e detaliu fragment de formă... ziar, dacă ar fi mulți mai decupau din ziar. Da. Poze făcute de, nu știu, avea colegul lui tata de la uzină s-a dus odată la meci. Deci orice material care se referă la stadioanele astea primim cu mare drag. Că... Cred că n-ai cum, adică hai să ne gândim dacă e un stadion în, hai să nu zicem în perioada interbelică, hai să o luăm exact cum ai zis tu, din 48 încoa până în 89, sunt 40-50 de ani în care oamenii au jucat fotbal acolo. Trebuie să existe cineva. Dacă aveai 20 de ani în 70... Da, și începuseră să se facă poze, bun, caz, cu telefoanele, dar începuseră cuburile alea de foto, adică exact. Mai avea lumea un aparat ăsta mic. Adică mai vorbesc că poate mai... fi jucat în 88, nu trebuie să joci neapărat în 70. Da, și atunci e viu. Da, nu, dar în continuare vine. Adică e clar că în casele bucureștenilor și poate nu numai, încă există niște arhive nedescoperite care conțin și niște poze. Clar, cu siguranță. Și vorba ta, deci, și accesul la niște arhive de ziare... Că erau periodice, că erau zilnice, că erau... Contează.
Da, știi, bun, hai să zici că e munca noastră, că aia știm unde să le căutăm, da, unde să ne ducem, de astea pozele din, de ajutați familie. Ajutați pe oameni, deci, uite, ne uităm în cameră, ajutați pe oameni. Primim cu mare drag. Dați-le voie să le și publice, că doar nu suntem nebuni acum, le căutăm, le scanăm, le trimitem și nu aveți voie, doar vă uitați voi pe ele. Adică oamenii le pun pe ceva public ca să poată să le vadă cât mai mult, să-și retrăiască acele lucruri. E foarte mișto că de multe ori, știi, publici și trimite cineva o poză, o publici și după aia vezi la comentarii pe pagina de Facebook. A, păi stai că am jucat și eu acolo, că la lui Neagică, da, care, da, mă, ce bun era, l-a dat toate trei goluri. Sau, știi, da. Și vezi așa și după aia unii, chiar de că s-au întâlnit niște oameni, foști colegi care, da, nu se mai, da, găsiseră, da, la noi pe pagină. Mamă, ce tare e asta. Că na, știi, vezi acolo. Bun, nu toate dintre ele au fost ucise, așa cum să zic, cu bună știință, au fost ucise toate, că lăsate în paragină așa. De-aia mi-aduc aminte de Urbiz, nu-i de râs, știu, dar abia mă țin. Reportaj pe ProTV, cred, abia la începuturile ProTV-ului, deci undeva Urbisul, cred că a murit 95-96, nu vreau să greșesc, care un cetățean arab care luase baza sportivă toată, nu mă întreba cum, a luat-o, făcea grătare cu berbecuț, cred, în mijlocul, vorbesc foarte serios, deci există imagini video în mișcare, soția dumnealui cu cel doi copii și făcea berbecuț grătar în mijlocul stadionului. Era stadionul dumnealui, dăduse bani pe el, repet, nu știu cum descăpățânase doar baza sportivă, dar asta, bă, nu-i de râs. Da, păi nu, multe s-au, dar, așa s-au dezmembrat, da, față, că ele, na, ele erau în proprietatea fabricilor și uzinelor, cum ziceam. Toate astea s-au privatizat, care, s-au închis. Andrei care lu da. Știi cum îl tundea la milimetru cu instalații, da, care atunci nu e, el trăgea cu chestia aia, cu două scânduri și cu var între ele. Nu era acum să cu mașinuță, cu... Da, 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 bine, și era așa un pic, că nu o trăgea, da, la linie, dar era așa, așa se făcea. Da, Caterinca de rigoare din tribună către arbitrii de tușă, că stăteai la 3 metri jumate de ei, dar frumoasă Caterinca. Adică veneai cu un carnețel și nu te era un, o altă lume acolo, meciul ăla de duminică de la 11. Da, da. Și era de multe ori foarte, și cu atmosfera de asta foarte, nu știu, o comunitară, să-i zic, poate nu cel mai bun cuvânt, dar se aduna lumea era undeva, o socializare, public, era o socializare, exact. Care, antică sau care acum romantică. Nu prea, din păcate, dispare din Bucureștiul modern sau din orașele moderne foarte mult. Că acum, na, stai în mașină, foarte mult te duci din stânga, da, dreapta și cam tu cu tine și cu familia ta, știi? Nu știi pe ăla din stânga, nu știi pe ăla din dreapta. Nu știi pe ăla din stânga și mai avea o chestie foarte mișto, că aici te și cunoșteai, zicea, e un interviu care îmi place foarte mult cu Socrates, da, mare, jucătorul, nu, nu filozoful normal, filozoful nu cred că a dat multe interviuri. Ce fotbalist. Și care spunea, știi, că el era de familie mai bun, el era doctor. Era doctor. Diplomă și toate cele, și spunea că pe el fotbalul l-a ajutat foarte, foarte mult să înțeleagă și lumea și realitatea unor oameni cu care altfel nu s-ar fi, da, întâlnit. Că ceilalți fotbaliști în Brazilia în perioada lui veneau din familii foarte sărace, în fine, clase sociale foarte sărace. Ca și sărace. Astăzi, hai să nu ne ascundem. Ca și astăzi de foarte mult. Ronaldinho sau Ronaldo. Da. Și asta mi s-a părut foarte mișto și cumva genul ăsta de context pe care fotbalul poate să-l creeze ajută și aici, să te cunoști cu niște oameni diferiți de tine, că mie mi se pare că e o chestie pe care avem foarte multă nevoie, știi, să nu stau era doar eu. Era repriza a treia tot timpul acolo. Mai stăteai și la o bere, normal. Era repriza a treia puternică, era. Se mai făcea grătar. Poantele erau mai... poante, da. Mm. Și a doua zi mergele muncă, era luni. N-aveai ca acum de vineri seară până luni. Da, da, da. Sâmbătă era la muncă, asta era duminică, atât. Mm-hmm. Meciul, te ucec 3 ore înainte, se scoteau programe de meci. Cum așa dacă aveau toți, dacă chiar nu, la... Nu, toți. Dar ce-i gădeți-vă la divizie? Trebuia să ai o tipografie, trebuia să ai un băiat care așează pe teren formația, multe știi? Multe așa, că era unul la atelierul de imprimat, da, știi, te știai cu ăla, cu șeful și... Ia, fă-ne-mă și nouă. Fă-ne și nouă, 10, dar era a doua zi. Dar exact cum spuneai și tu, și încă ceva, acum la mine la bloc, imediat după Revoluție, vorbeai de cutare, bă, și a jucat la Danubiana, bă. Astăzi nu înseamnă nimic, băi, ești nebun, e Liga a 4-a, a 5-a, nimic mai știa. Jucase la Danubiana, adică, băi, n-a fost Steaua Dinamo, ok, pe aia îi vedea la televizor. Dar tu, da, bă, Andrei, da, jucase la Danubiana, bă. Care, mă, ăla de la noi din bloc? Da, mă, ăla. Deci am o poveste era... de la Tracțiunea, care e un stadion undeva... Uite, de asta n-am auzit. Tracțiunea e un loc foarte interesant, recomand și de vizitat, așa, e o, practic, e o insulă. Iartă-mă, așa se cheamă Tracțiunea? Da, fiindcă au fost în, amenajat de CFR. Și era... Nu știu. Deci unde este... De... Îl găsim pe harta aia? Da. Ia, cred mai putem, Georgica, mai putem. Harta din 91, dacă mi-aduc bine aminte. Harta încă o dată? Da, uite-l, în capăt acolo, Tecnometal. Bun. Și după aia Tracțiune. La Romet, mai jos, gata. Și mai jos un pic Tracțiune. Da. Și acolo e... Acolo e Străuleștiu,
încolo. Nu, Strălueștiul e la Tehnometru. La Rometu, la Rometu, deci gata. Deci asta e șoseaua Chitilei, tracțiunea. Gata. La șoseaua Chitilei e, dar după calea ferată și acum e cu barieră, cu toate alea. La un moment dat CFR-ul, prin perioada interbelică, început de comunism, au făcut acolo niște case, niște bloculețe pentru muncitorii de la depoul de locomotive, că de-aia și spune tracțiunea. Tracțiune. Și printre altele au făcut și teren de fotbal cu tribune, cu o chestie mică, dar foarte ok amenajată, pe o picărie mai aveau pe acolo. Și când am fost în anul trecut, am avut acest alt proiect, mica ceferiadă, care tot din stadion de cartier practic face parte, dar aici ne-am uitat doar la stadioanele amenajate de CFR în diferite perioade din istoria sa. Și aici foarte mult, tot așa, era o echipă destul de ancorată în local, adică de ce la tracțiunea multă lume povestește. Bă, acolo era... Îți era frică un pic, că se vedea că era lumea și foarte puternic legată de jucători. Majoritatea erau de prin cartier. Și asta va tot așa. Eram prin cartier pe acolo, vorbeam cu lumea și ai zis, bă, nu știu care, nu mai știu cum îl cheamă, scuze. Că am uitat numele, dar bă, ăsta e că a ajuns la Rapid. Știa tot cartierul pe la care a ajuns la Rapid. Și, na, conta tot așa. Unul care a plecat de acolo, din blocurile de cărămidă roșie de la tracțiune. Păi, băiatule, Pasteurul. Pasteurul, a da? Fost acum 5 luni acolo. Aveau rivalitate, o mică rivalitate locală cu cei de la CFR BTA. Da. Ăștia la CFR BTA erau ceferiști, erau cumva mai... Am copilul, uite, mai e și azi. Da, Cireșarii. Cireșarii. Multe mai probabil mai sunt de aici. Mai mult de rugby decât de fotbal, da. Na, acolo s-a scris istoria rugbyului românesc. Era practic unul pe care am fost acum vreun an de zile, unde se bagă metrou în București, la mine în militari. Deci nu tungal metrou, ar trebui să fie și uite că nu cred că apare pe ăsta, nu există. Metrou azi. Știi unde se bagă în metrou? Da, în, da, da, da. La mine în militar, la Cora, la Lujerului. Uh-huh. Se aduceau și pe acolo, nu se mai bagă acum, dar pe atunci a intrat. Și deasupra pe Virtuții, chiar pe de-a lungul... La SRC, ce e ăla acolo? Ăla... Unde e calea ferată? Acolo. Ah, nu, dar la... Interpolul, e... exact la da, Interpol. Dar ăla încă e funcțional. Ăla. E funcțional, da. Ăla, bine funcțional, în sensul că, dar cred că i-a fost ceva de rugby acolo. Știu că se încheia într-o perioadă și pentru fotbal Valencia, american. Valencia, da. Da, da, și fotbal Valencia, american. Valencia, da, juca da probabil că fiind de rugby de aia nu apare, da. Dar uite-te acolo, te rog frumos, alea, glucoza cu tezătorii, Ximu, Rose, mm-hmm. Uite-te și chiar acolo și Felix, uite câte erau voi. Pe malul lacurilor. Pe Voința a jucat toată lumea. Pe Voința a jucat toată lumea și încă mai există astăzi Ialumarica. Da, e al statului, de fapt, dar e închiriat da. Pe o perioadă destul de lungă lui Năstase și Marica. Că de exemplu, Cupa Presei, ca lumea Cupa Presei, cu 24 de echipe, cu astea s-a jucat, am prins 96 pe Voința, teren mm-hmm. de iarbă. Da. De alatul, tribune ca lumea, beton și vestiare de desubt. Mm-hmm. Adică te duceai și făceai duș acolo. Le-am mai prins. Da, erau multe amenajate destul de bine. Girueta, de exemplu, mi-a picat față un pic când m-a povestit fost jucător, că era mișto, avea bazin de recuperare, saună. Se duseseră departe. Era și pentru un stadion destul de mic, că nu era prin comparație cu... Antilosportul, ăsta este... Cu autobuzul, era mult mai mic. Da. Și bă, mișto, condiții, când jucai pe Girueta, erau condiții blană. Antilosportul e în spate la Antilopa. Antilosportul ăla, da. Am asta jucat și acolo. Sunt și denumirile din 91-92, da, că da, deja da, nu da, mai da. Schimba, au început să vezi că apare Faur, de exemplu, i-a zis după 90, când da, a intrat da, Republica. Da. Aversa mai există? Oare? Eu Aversa am jucat există. Pe ea în 2000. Da, mai există. Cu poze, civilizat. E foarte mișto și locul ăla, că e, ai și lacul lângă, știi? Ce... Uite mai există, erau. Dar o problemă, pentru că, practic, suprafața pe care este baza sportivă e împărțită în două parcele și una a fost retrocedată unui proprietar, nu știu exact cine este și practic acum e într-un fel de litigiu din câte am vorbit cu cineva de acolo, dar trece limita de proprietate chiar prin mijlocul bazei sportive. Mai am un caz mișto, apropo de cum s-au făcut retrocedările la noi, la Olimpia, n-apare aici că nu jucau, e în Vitan, stadion destul de mare. E 90% din baza sportivă este a Ministerului Sportului. Mai puțin, un mic dreptunghi, fix în mijlocul terenului de rugby, care este unde persoane nu fizice că au retrocedat. Că așa s-a gândit la un dat cineva să retrocedeze o bucată. Zăi seama, de și pentru ăla-i nașpa, că nu poate să facă nicio la nimic, nicio. Nici ministerul și nu poate. Și ne certăm. Și ajuns să te blochezi și aiurea în loc să-i dea lui la niște bani sau ceva ca să compenseze pentru ce o fi naționalizat statul român comunist și toată lumea era mulțumit. Și tot felul acum, de aberații. Acumulatorul, uită-te acolo la Brănești. Da. Acumulatorul. Asta era în afară, era în Ilfov. Da. Deci asta groasă, mai groasă, așa închide cum ar veni Bucureștiul, păi nu? Păi e centura, practic. Da. Mm-hmm. Că și Șoimiotopeni și asta e... Și acolo, așa ca și pe Șoimi, ce teren, la unitatea militară.
Da. Nu centură, era... Da. A, dacă era înainte, e unitatea militară dinainte de... Aia. Tungal metrou, care era bătaie cu Urbisu. Da, Doamne, care era mai mic acolo, la Tungal. Da. Urbisu era mai, era cel mai important din zonă. Ți-am zis, când am jucat odată pe Urbis la... Înainte de Revoluție, 13 ani, Doamne, în seara, cu minge, cu Artex, cum ziceai, cu Artex, și tot timpul întrebai cu porți la plase... Cu plase la port. Că ala era ideea, nu așa că ai găsit tu, a intrat vorba ta, ai dat bani cuiva, a intrat și ai tras de două ori la poartă. Nu, tată, a venit unul care ți-a pus... Era oficial. Deci ori ai prins un meci de nu se încheiase prea bine și te-au mai lăsat aia să alergi un pic, ori jucasești tu. Mm-hmm. Știi că altfel n-aveai cum să ai plasă, asta era Everestul. Băi, ai avut plasă la poartă? Da. Ca așa să intrăm sâmbătă seara sau luni seară... Dar ține senzația când intre, chiar și pe un teren ăsta mic când intre. Era o imensitate. Că tu vedeai pe la televizor sau din tribună, știi, dacă când erai acolo și când ai simțeai iar baia așa cumva. Te și tu erai atâtica, 12-13 ani și tarlaua 100 de metri în fața ta. Doamne, ce senză. Vezi, noi acum ne vorbim și cei care se uită la noi zic, băi, ăia doi boșorogi vorbeau așa, știi, de ce senzație, mă, că acum te duci pe mochetă 5-5 la balon. Bun, bune și alea, nu zic. Ok. Da, uite-te câte, cum, trebuie câte de toate, ca să zic. Sportul, am înțeles că de vreo jumătate de an, un an, a fost luat de niște germani și făcut senzațional. Deci, Academia Germană de Fotbal, dar nu știu. Și că e spălat. Arată bine din afară, că am mai trecut pe acolo. Da. Și okay. Am vorbit noi de Romprim, care vețuiește și acum Armata Omega. Ăsta n-am auzit niciodată în viața mea la Romprim acolo. Era un teren al Armatei lângă, cred că mai e și acum un teren de fotbal, dar e ceva mai mic. Electromagnetica, mai un teren foarte mișto pe care recomand și de vizitat, are o tribună. E amenajat în 29, a fost dat în folosință. Deci bate într-o 100 de ani. Pe vremea aia era exact. Aoleu. Deci asta este tribuna care este în picioare și astăzi. A fost amenajat de Ministerul Muncii, cum era pe vremea aia. Ce puse să fac un pic pentru muncitori, că le era frică că vin discursurile și ideile comuniste la clasa muncitoare din București și au început ei să amenajeze niște chestii de-astea, știi? Aha. Câte o cantină, cât un teren de fotbal, câte o chestie. Și așa a apărut cel care era, se numea Stadion Muncitoresc la început. Electromagnetica după aia în anii 50, când a fost naționalizat și trecut la... Oficialitățile la inaugurare. Păi da, vezi frumos? Și asta era echipa lor, echipa muncitorescă. Din nou, tribuna asta e în picioare și astăzi. Arată și bine. Electromagnetica unde e? Trafic greu, dacă știi zona unde se termină, când mergi spre Roi Revoluției, faci stânga cu linia de tramvai și aici faci dreapta pe Veselie. Gata. Și acolo. Gata. A jucat Rapid o perioadă, Rapid 2. Mai e o chestie interesantă, stadionul ăsta, undeva, cum ne uităm aici așa în stânga, tabela de marcaj, care o tabelă care arată așa ca tabelele alea din Anglia, de început de secol, care am aflat că este tabela adusă de pe Republica, de fapt, când au modernizat tabela pe Republica prin anii 80 și au pus tabelă electronică, aia veche, cu ceas de la rotund, așa e pus acolo. Și de un băiat care scotea tot timpul capul să uite cât e. Da, se uite la mește după cifre. El schimba scorul. Da. E cu electromagnetică mai șezi. Îți dai seama, noi până în anii 90 am prins băieți, era tabelarul. Cine schimba scorul? Era suit omul acolo sus, să era 0-0, hai noroc. Păi cine avea tabelă electronică? Era pe Ghencea, era pe Cotrocin, nici pe Ghencea nu era, pe Ghencea a venit mai încoace tabela. Bine, la meciurile, dar până atunci era un băiat care se uita, Dinamo a avut multă vreme cu un băiat care privea meciul. Astea erau vremurile. Mm-hmm. Dar să ne uităm, vă rog frumos, și cu fetiță și cu doi tolăniți jos. Doi, trei tot timpul erau tolăniți jos. Da. Așa erau pozele de atunci. Aveți, că erau copii. Da, și cu bască. Mai tinerei. Mm-hmm. Da? Și asta e din 29, că știți că e sus. Noiembrie 1929. Hai să mai vedem, dacă tot că n-ai venit cu mâna goală, ai venit cu niște pozuțe. Hai să, dacă tot a inaugurat George rubrica, să zic așa, hai să mai vedem niște poze. Da, asta, din păcate, calitate e un scan făcut din sportul, din Gazeta Sportului, cum se chema pe vremea asta, este de pe autobuzul, deci am trimis-o. Practic e scan făcut la pagina de ziar, care are și ia o vechime, nici tipăritura nu era foarte bună pe vremea aia. Asta e poză făcută de pe autobuzul, nu mai știu la ce meci, undeva prin anii 70. S-a părut foarte interesantă lumea din spate. Câtă lume era pe autobuzul. Până la ăia jos. Liga 2. Vorbim în anii 70. Ai formații în Liga 1 zilele noastre care nu adună la un meci atât de mulți. Te rog să te uiți la echipament. Cu Jean-Pierre frumos, cu da. Ghete cu crampoane.
Și zic pe aia care se mai pricep, care se pricep mai bine la fotbal ca mine, că și calitatea jocului era foarte bună. Aoleu! La Autobuzul, la Metalul și la Dastea erau jucători buni, da, buni. Adică orice formație de Liga a doua de atunci, acum ar face față fără mai probleme nu se discută. În Liga 1. Cele trei serii de divizia B... Că asta mi s-a părut mișto. Dar cu echipele mari se duceau și jucau în Cupa României, tratau așa la mișto un pic, haide, mă, cu tare, hop, și se întorceau cu o surpriză da, negativă. Da, te mai trezeai pe Autobuzul, că hop, mai aveai pe unii, da, nu știu, juca cu Steaua, erau jumătate rapidi și vreau să și fac un pic de... Pe progresul tău i-a prins Steaua la câteva săptămâni după Sevilla, le-a dat 5-1 și a dat Duca Dangol din penalti. Marin Dună juca acolo, 86. Da, că el e... Marin Dună... La noi a fost... Marin Dună era la Progresul Vulcan. Da. Pentru că echipa fusese luată de trafic greu, de Vulcan. Da, a fost o perioadă când s-au tot schimbat. 86. Vulcan, Imuc, Voința, da, că tot încercau să supraviețuiască. Și, și tribunele, tribunele strigă, Ducadam, Ducadam, Ducadam. Ducadam se uită către Neimieni, Neimi, nu știu, și ea strigă și mai tare. Ducadam, Duca, Sevilla, du-te mă și dă-și, o dă-și. Bate și în echipă, m-am uitat, pe lângă mare echipa Stelei, Marin Dună, 86. Dună era la Progresul și vorba aia l-a prins până, păi, până... până a plecat la Logronies. El când și pleacă la Logronies... Și s-a întors după aia. După aia s-a întors. Da. A mai prins el și la Steaua câteva meciuri la un moment dat. Are da, câteva meciuri, da. Bun, deci asta este poza de pe Autobuzul. Asta este poza de pe Autobuzul. Vă cerem scuze pentru calitatea imaginii, dar se văd clar în spate. Da, da, am trimis-o a doua jumătate în 70 ca să... Perfect, hai să mai vedem. Fim preciși. Asta este poza despre care spuneam, de pe Cinescoape. Cinescoape este un teren care ținea de platforma industrială din Pipera, unde stau acum blocurile de corporații. La avea tricou pus invers, vezi? La avea tricou pus invers. Joacă echipa Cinescoape. Așa 87, se chema, 88. Cinescoape? Da, era ceva fabricuță, cred, din câte am aflat de la cel care mi-a trimis... Nu, mint. Deci joacă meciul Cinescoape cu Feper. Feper e și acum mai unul dintre clădirile din Pipera, tot așa îi spune, clădirea Feper. Da. Era po... La Connect, acolo. Da, exact. Și practic asta era echipa lor. Cinescoape era ceva laborator sau chestii mai mică care făceau lentile, chestii de astea pentru aparatele. Zici că e un plural greșit, știi? Cinescoape, da. Vei, nu e Cinescoape. Păi că pe era Cinescoape, cum era și Cinematografia Florească, era Cinemascop. Și poate că de acolo avem Cinescoape, știi? Da. Uite-te, e un picuț color. E un picuț color, un picuț color, o sepie așa, dar nu e chiar sepia, că albastru e alb. Zici că e o pictură dacă te uiți în spate, vezi? Da. Avea, mamă, plasă? Avea plasă. Vai, și un spectator, da, asta e undeva Liga 3, Liga 4 chiar, adică merge la două ligi. Nu sunt toate jampierele chiar la fel, dar... Ba da, sunt. Dar băiatul cu 11, el a prins tricou un pic. Era tricou mai vechi de sezonul trecut, că nu ți-l schimbai. Dar uite-te la arbitrii, te rog frumos, cum erau. Adică prestanță, da? Tot timpul așa au fost arbitrii și aveau pantaloni cu centură. Mm-hmm. Pantalonii erau cu centură de piele. Da, să nu știam. Da! Pantalonii au fost cu Crăciunescu și cu Porumboi, au arbitrat cu multă vreme cu pantaloni, nu aveau șiret. Mm-hmm. Cum adică ei să vină cu șiret ca fotbaliști? Pantaloni cu centură și gulerile, te rog, uite-te puțin cum erau albe, frumos, până aici și e cu sonul de... Și tot timpul acolo așa era, atâta era bandoul ăla jos la arbitru, alb. Dar asta e interesant, adică trimiteau chiar și la ligile mici, arbitrii... Oh, dar ce bătălie vorba ta erau! Uite cum e terenul, adică stadionul nu era cine știe ce, mai ales că în anii 80 oricum nici multe au început să se distrugă, cum era atunci, nu prea se mai băgau bani și multe au ajuns în... Aici exact cum spui tu, conta și cine avea grijă de el, pentru că era clar că puteai să n-ai bani sau ceva, dar dacă omul ăla iubea locul ăla și așa mai departe... Păi... Știi? Am auzit povești cu cum scoteau, că era perioada aia cu anii 80, când nu prea mai aveai, nu prea mai aveai materie primă, nu prea mai aveai sârmă, nu prea mai aveai nimic. Și făceau tot felul de combinații între tot așa ăștia, directorii mai pasionați de fotbal. Deși mie îți dau un fotbalist care ai nevoie pentru meciul tău, nu știu ce echipă, dar îmi dai și mie că tu produs sârmă, îmi dai și mie 500 de metri de sârmă ca să fac împrejmuirea terenului. Păi că... la Mecidian a construit al doilea stadion ca mărime din România, numai din ce trăsese el, pe dreapta. Directorul combinatului de acolo, a făcut stadionul din Mecidia. Care are și acum 30.000 de locuri. 30.000 de locuri. Era al doilea din țară după până să apară astea, nu știu ce. Și el l-au întrebat, am înțeles că a făcut și pușcă, nu știu, nu așa? Dar trăsese, pentru că el era bolnav cu fotbalul și trăsese de la combinat, că de unde să fac stadionul 30.000 de locuri? Din și mai ales că atunci PCR-ul tăiase cheltuielile pentru genul ăsta de chestii, nu mai merge. Și a dat odată că o să venim și o să facem o cântare a României, pac, făceți-l și după aia fotbal, că nu era că dar România în fiecare săptămână, da. Trebuie și aici. Hai să mai vedem. Poza asta este desprinsă din
Ma! Asta este o poză de o calitate ceva mai bună. Te rog să te uiți la mingi. Girueta. Mingile, da? Girueta pe care nu aveam cum să nu o pun, am zis că e terenul meu preferat, așa. Astea sunt blocurile din, de pe drumul Găzarului. Tot undeva prin anii, finalul anului 70-80. Mamă. Din nou, dacă vreți mai multe informații, intrați pe platformă și acolo sunt toate informațiile, numele jucătorilor și așa mai departe. Mă, memorie proastă. Mane, nu-s puma în piept, nu? Aia e pumă? Nu e pumă, nu? E seamănă. Puma, nu cred. Uite acolo, nu. Da, domnul din dreapta are Adidas. Păi, că de la local. Local, da, făcut. Dar oricum, minge ca lumea, jambierii ca lumea, cu apărători. Da, short, și băietul are Ulsport mânuși. Sau Roici, nu, e sunt Ulsport. Da? Da, Girueta totuși în perioada a avut multe echipe destul de bune. Chiar dacă erau cumva de multe ori, erau a doua echipă din cartier după autobuzul, că erau și cei mai tari. Și n-arată deloc rău poza în sine. Așezați oameni, că e o poză de prezentare, tu vezi? Că da, nu e... Da. Știi, și cu domn inginer care avea grijă de la fabrică să așa, și cu antrenorii, preparatorul, masorul în ceva și băieții cu două mingi. Asta era poză profesionistă chiar. Da. Și blocul în spate, unde mai dădeai mingea când dădeai girueta. Asta este simbol. Mai avem? Da, una dintre echipele... Asta e girueta azi. Poftim? Girueta azi. Același loc, în fine, din Altunchi, evident, dar asta este... Deci nu se mai vede nimic. Am intrat acolo de câteva ori. Că se poate niște găuri prin gard. Nu se mai vede nimic. Deci dacă nu știi că a fost teren de fotbal, nici măcar poarta. La unele mai rămâne poarta. Deci foarte multe fenomenul ăsta foarte interesant. Nu știu ce nu se fură. Dar poarta, foarte multe terenuri abandonate, vezi cadrul porții, care rămâne an și an. La Gireta nici măcar poarta. A rămas aici intrarea asta betonul. În rest nimic. Nici tribună, nici vestiar. Deci s-a ras. Complet. Aici încă erau boscheții mici. Câteodată mergi boscheții mai înalți ca noi. Mai bine nu vedem cursul ăsta, da. Sunt și lăsate special să ajungă așa, că acum speranța că lumea după aia vede că se umple de gunoaie, se umple, mai bine, știi? Și... Da. Probabil că mulți care vor vedea poza asta efectiv vor plânge, pentru că tu dacă ai jucat acolo 5-6 ani și știi ce a însemnat și oasele tale s-au bătătorit pe aici, știi, și când tu vezi asta e... Și aici s-a jucat până prin 2001-2002. Ai ca prins. Așa repede am ars? Da. Am ars în atât de puțin timp, am reușit să ardem tot. Deci eu cu Urbisul, cu 30 de ani de nefolosință... Da, cumva chiar se ține bine. Bine, contează foarte mult și interesul imobiliar din zonă, senzația mea este. Da. Aici, clar, pentru că e o zonă în care ai foarte multe blocuri, îți faci hipermarket, aici ai vat comercial foarte bun. Da. La Urbis cred că încă nu a fost foarte mare, dar acum se tot dezvoltă acum pe acolo. Acum adică începe să fie tot mai mult cu militar, rezidențul, toate alea ce-i pe acolo, e clar că e până tot mai mare. Foarte mult în picioare. Da, adică picioare însemnând... Că nu s-a construit. Da. Că vis-a-vis era cantina. Da, vrei să spun ceva? Dacă intri cu o motocositoare din asta ca lumea, într-o săptămână îl faci. Da, bănesc. El e, au crescut niște arbuși pe el, dar nu e cu ciment, nu e ca aici. Știi, nu, dacă doar intrarea, știu, nu e cimentul știu, ăsta. Aici, acolo era, iar, da, n-a crescut cimentul în loc. Și aici dacă intri. A, da. Păi din când în când cineva mai curăță. Deci când am intrat prima dată pe Girueta era așa, asta e din 2018 poza, după aia în 2020 cred că a mai fost, că vreau să văd ce se mai întâmplă, era mult mai la te-a fugărit cineva, nu? N-ai avut probleme, adică... Sunt țari. Atât, dar n-ai avut probleme. Bine, cine să, ce nu, să mai păzească? Asta nu păzesc din nou. Asta e teoria mea, ca să zic așa, este că interesul, dacă vrei să faci ceva acolo, cel mai bine e să nu păzești, că se fură, că se distruge, că toate alea și după aia la un moment dat nu mai e nimic acolo și tu poți să vii să spui, ai o legea sportului care în principiu păzește bazele astea sportive, dar după aia vine proprietarul sau dezvoltatorul și spune, ce bază sportivă, bă, că nu e nimic, nu vezi, teren virant. Oamenii te-au ajutat? Adică dacă mergem acum aici și găsim un bătrân al satului, un bătrân al locului, încep să-ți povestească despre Girueta? Dacă ne plimbăm acolo pe zonă și la Cârciuma de lângă, cred că găsim, da, încă mai găsim. Că mai adică sunt oamenii sunt deschid. Aici e un cartier în care s-au mutat oameni de până anii 70 și s-au amenajat. Da, dacă aveau 40 de ani atunci, acum dacă aveau... Exact. Că atunci erau tineri 30, 40. Până prin... Bine, ei bine și mai prins și de ăștia, mai de vârsta noastră, că mai prins anii 90. Da, ei trebuie adică să-ți povestească până în 90, că acolo a fost greucenismul, cum zicem noi. Da. Vorba ta, din inerție, a mai mers până prin 2000. Interesant să vezi și asta cum au început, că nu s-au oprit deodată. A murit într-o zi, în 90 dimineața. S-a tăiat finanțarea de la fabrică, după care nu știu ce, și ușor, așa, că la unele a durat până pe la jumătatea anilor 2000, cum e și la Metalul. La Metalul, de exemplu, sunt niște imagini pe YouTube, din 2003 sau 2002, de la o competiție de dirt track.
care se organizase la Metalul în Pantelimon. Deci nu era mort. Nu era mort deloc. Da. Gazonul se vede, încă era tuns, adică arăta la minim, da, era. Mamă, ce am ajuns să căutăm patru stadioane care au mai supraviețuit în București din cele 60. Știi? Zice, wow, ce tare că l-a rumprins să mai poată juca și e terenul bun. Da, e trist. Știi, ar fi fost exact invers. Bă, au murit 5, Andrei, au murit 10, dar bă, au rămas 50. Bun, 30 de ani, e normal, se mai schimbă orașul. Construite cu încă 40 de ani înainte, bă, au 70 de ani. Cât vrei, bă, să mai ducă? Da, nu. N-aveau drenaj, n-aveau nimic, ploua, stătea 10 zile apă pe ele. Dar nu e adevărat, pentru că erau niște oameni care iubeau treaba asta, ăia-s legendarii ăia, păi avea grijă, Nea Gicu, dă cu tare, știi? Mm-hmm. Bă, cine era Nea Gicu? Bă, Nea Gicu! Știi? Cum a fost Rudy Conrad la pe Ghencea și l-a întrebat Sven Göran Eriksson, dar ce faci cu iarba asta? Și a zis, eu vorbesc cu ea. Da, și mereu. Ați bă, tată, pentru meci ASE Roma Steaua cu echipă comunistă, ce am auzit voi noi despre voi, aveți un teren cu 30.000 de oameni în tribună și cu ce faci, mă, cu gazul ăsta? Și Nea Rudy a zis, eu vorbesc cu iarba, mă. Ai noroc, i-a zis Eriksson. Da, interesant că sunt bun. Avea echipa mare de la autobuz, să spunem, sau de la Girueta. Da. Care erau, știi cum era, erau fotbaliști profesioniști. Da. Erau toți angajați ca sudori, ca matrițări, ca ce aveau pe acolo. Existau și de acolo. Și ăla nu călca pe la, nu știa pe la producție, nu știau colegii. Da. Dar pe lângă ei, la multe uzine, erau și echipele de secție, adică se organizau și campionate în interiorul. Când era uzina cu 10.000 de oameni, IMGB-ul sau alea. Se făceau secția de sculărie cu matrițele, secția de nu știu care cu... Că nu era doar așa pentru o dată la două săptămâni când juca echipa mare de la Gireta, se aduna oia, se aduna publicul, venat. Copiii, tot la fel, știai, că era clar lume pe acolo. Imaginea asta, hai să o dăm de aici, că rămâi cu imaginea mai, asta... Uite, n-am adus una mai... Nu, las mai frumoasă. Mai frumoasă, mai nu m-am gândit să fie una de aia, știi, ca în filmele americane și asta e de pe Metalul, hai că tot în depresie o termin. Astea sunt scările principale pe unde se intra pe Metalul, cu legatorium de fotbal. Mamă, cum e poza asta, frate. Aici aveai tribună, în stânga aveai tribună și toată partea din dreapta până la lac, bază nautică. Size. E fără cuvinte poza asta. Trebuie să le pun altă ordine. Da, să fii terminăm în deprimare. Unde suntem acum cu site-ul? Adică e la mijloc, e la început, e spre final. Ce-i mai facem? Ce-i mai... Păi, noi mutăm tot pe altă platformă? Mutăm pe altă platformă, dar va rămâne la fel. Adică și cine-i trebuie adresa de acum o să redirecționeze. Iartă-mă puțin, eu n-am mai intrat de anul, am mai intrat săptămâna trecută, într-adevăr, dar doar așa din avion. Se mai pot adăuga povești sau care? Da, vine... da. Deci dacă vrea cineva să ne trimită poze sau dacă vrea cineva să stăm la povești, îl invităm, dau eu berea, să stăm, să povestim despre exact cum a jucat, despre cum era în vecinătate, despre poate ce vine cineva, spune, domnule, aș ca 7 ani pe ăla. Repet, la a doua zi trebuie înhățat, nenea. Eu dau berea, cafeaua, ce vrea, ne vedem, stăm până de lete, înregistrăm sau nu înregistrăm, da, ne interesează toate poveștile astea, pentru că cumva de un an, doi încoace vrem, pe lângă partea asta de colectare, de amintiri, de poze, cumva să încercăm să mergem și mai mult de atât. Adică am început să facem un pic de activist, să-i zic, în sensul de a, nu știu, notifica pe la autorități, bă, astea sunt aici, începe să face ceva, un pic de presiune, știi? Da. Cât se poate la o asociație de 3 oameni, că suntem noi acum. Dar ideea e să mișcăm un pic și în sensul ăsta. Și că, bun, amintirile sunt frumoase, ne place să povestim, dar e păcat dacă rămân doar amintiri și dacă nu le folosești în ceva mai, poate, ceva mai constructiv pentru prezent. Adică dacă poți să miști măcar niște chestii și mi se pare că se mișcă un pic niște chestii față de ce era cu vreo 10 ani sau cu 15 ani. Bine, tu multe ani n-ai ce să faci, multe doar să... N-ai. De amintire, de nu? Să da, nu zic toate. Bun, acum nu o să dai jos nu știu ce mol, că s-a făcut sună, dar rămâne așa. Sună limbă de lemn, dar cred că asta e expresia, să păstrezi via amintirea. Să păstrezi adică, via amintirea, dar poate la unele poți să reinvii și terenul. La Metalul, de exemplu, nu înțeleg de ce nu se poate face din nou o bază sportivă care ai nevoie ca oraș. Uite și cât spațiu verde este. Și 3/4 dintre ele au făcute dintr-un beton, tăticule, dintr-un ciment. Doar îi pui acum niște din astea de fier deasupra. Da, bun, tribunele aici clar trebuie să date jos, că sunt ruginite, da, sunt mai capul lor. Da, uite structura, rest... piz... sănătoasă, asta, adică bun, nu era sunt... Era și la dintre cele mai mișto, adică să ne înțelegem, da, era Metalul. Da, da. Dar da, adică asta vrem să facem pe lângă adunatul în continuare de amintiri, poze vechi și ce am făcut până acum, să ieșim un pic și în partea asta. Gândeam... Pentru că nu, ai o lege care le protejează, e foarte frustrant. Ai o lege care a fost destul de puternic gândită să le protejeze. Practic, cine are proprietate, bază sportivă construită de statul român până în 89, nu are voie să o desfințeze decât dacă are hotărâre de guvern, 1 și 2, dacă construiește alta similară.
fost. Ceea ce știm foarte bine că nu s-a întâmplat. Eu mă duc un pic departe, deci... v-ați gândit, nu știu, e imaginația mea de om bolnav, să faceți treaba asta și cu alții din alte orașe? Știi că uite, n-am sunat. Nu știu, într-un Iași sau un Cluj, Timișoara. De exemplu, am sunat la un moment dat cineva, cred că la Timișoara, să mă întrebe de bazele lor sportive și dacă nu vreau să facem ceva. Eu, nu, adică noi suntem trei persoane toți din București, nu prea avem cum să ocupăm asta mai mult decât București. Asta e clar că n-ai și tu nu știi istorie. Dar dacă cineva din Timișoara vrea să facă, stăm, ne vedem, vorbim, acolo probabil și mai ușor, pentru că sunt mai puține, în sensul ăsta mai asta ușor. Asta zic, adică dacă cineva vrea să preia metodologia, ideile, conceptele, să le adapteze și să facă ceva cu ele, nu e proprietatea lui mama, ca să zic așa, ca să țin tare de ale, dăm cu mare plăcere. Că orice da, demers de genul ăsta e... Corect, ideea e ca lumea să le vadă, nu să, da, să facă... le iei tu acasă. Da. Ce sens are că... Vă gândiți și la altceva? Habar n-am, la videouri, la există și videouri acum? Bine, foarte asta, greu. În mica ce feriadă... Deci hai să vorbim făcut... și despre asta. Deci asta da? Spuneam, eu o chestie pe care am făcut, o cercetare pe care am făcut-o acum 2 ani de zile deja, în 2022, stai că n-a trecut așa de mult timp. Bun. Pe bazele sportive, pe terenurile de fotbal, care au fost amenajate de CFR. Cireșari, cred că e cel mai cunoscut, tracțiunea de care vorbeam mai devreme, mai un Speranța Triaj tot în zona aia Chitila, care are o istorie foarte mișto, dacă mai avem timp o să o dar nu e pe timp povestesc. Aici. Te rog. Constructorul feroviar din, de pe Străulești, CFR BTA și Victoria CFR, care undeva în spate la Chibrit, înspre Romexpo, cum ar veni, în spatele blocurilor. Și practic am vrut să vedem același lucru pe care l-am căutat și în celelalte documentări, să vedem care a fost istoria acestor baze sportive, aici având acest mic asterix, că totuși era treaba asta de identitate feroviară, știi, CFR-a da, doar armata țării și chestia asta, care a contat foarte mult. Că totuși CFR-ul foarte interesant cum a amenajat, că astea erau toate cartiere sau zone locuite preponderent de muncitori la CFR în vremea corect. Aia. Și le-a amenajat baze sportive, că vorbim despre 6 baze sportive care erau disponibile. Îmi seama că ei se gândeau cu oamenii să nu se îngrașe, omul de tip nou nu poate fi obez. Da, era chestia asta, ceea ce n-a, era nu ideologic, era dar nu era ideolog, știai că da, știi, vorba ta, ideologic, nici în capitalism, nici în comunism. Ideologic pare așa, un șablon. Da. Dar omul de tip nou nu putea fi gras. Și circulă faimoasa poză pe Facebook cu oamenii la mare în 70 și a zis găsiți un gras. Și sunt da, 300 e, de aici în poza și aia. Și nu e foame din anii 80, că anii 70 da. Era mai ok. Și a zis găsiți un gras. Mm-hmm. Sau unul să-i stea pe el slipul sau și așa mai departe. Da. Păi da, eu tot zic că mi se pare că e o temă de actualitate, numai de istorie. Că păi, ai o problemă cu obezitatea la copii care tot păi da, crește, Andrei, dar crește. Eu te închid, îți dau ca restaurant la Fazan. Noi acum 2 săptămâni am închis Ministerul Tinerului Sportului. Da. Și noi vorbim să-ți ducă... Știi, e o sintagă. Noi mai avem 380 de zile în momentul în care filmăm până la Jocurile Olimpice de la Paris. Și am închis Ministerul Tineretului Sportului și am dat doamnei Elisabeta Lipă un birou la Vasile Conta într-un minister. Acolo vedem noi la ce minister o atașăm. Da? Și tu vrei să refaci metalul și girueta și... Și la nu se schimbă și are și face ministerul. Da, vine ăla și găsește, da. Da, au trecut Jocurile Olimpice, băi, nu s-a putut face nimic, am luat și noi o medalie. Iar o să ne supărăm că n-am mai luat nimic, bun, o să ia Popovici probabil și încă 2-3 medalii pe ăla. Acum n-a luat nimic, azi locul 4, azi când filmăm. Am văzut când venem în coace. S-a întors. Da, asta și că tu mi se pare că ne agățăm de niște da, săracul, el e vinovat acum. Care... deci nu mai e locul 4 bun la mondiale. Cine mă, Popovici, du-te, bă, da, că de dezamăgire cruză, bă, cu notul românești sau ca și cu Halep la tenis, știi, foarte mișto, adică Halep a muncit, e o sportivă, dar nu e meritul nostru ca țară, e meritul ei și al familiei care a ținut-o. Și nu scrie nicăieri că românul trebuie să fie campion mondial la not, la știi, s-a dat-o la brazilienii de 5 ori campion mondial și neabsenț niciodată la o turneu final, e foarte probabil să câștige sau să fie sus, dar noi, da. Noi din 38 ne-am mai mers până 70, după aia din 70 până 90 și din 2022 din 98 fost... până acum s-au adunat 25 de ani. Au știi că a zis un Hagi atunci, da. Conferința aia de presă e da. Nostradamus. În corect. 3 ani de zile s-a dus naibii tot. În 3 ani de zile am pierdut calificarea cu Slovenia și de acolo... Tot el a pierdut. Tot el a pierdut, da. Am jucat cu 9 atacanți. Bun, deci lumea, hai că să recapitulăm un picuț. Lumea poate să vă ajute cu drepturi de autor cedate sau să scrie acolo. Da, bine. Pe pagina, da, ca să nu se găsească doi nebuni să... Da, adică, na, evident, nu vreau să public pe internet poze cu care oamenii nu se simt confortabil să fie publicate. Corect și de asemenea cei care au povestioare sau care cunosc sau pe cineva, dar să nu-i curcați pe oameni să-i chemați până la... știi?
Adică, domnule, cunosc pe cineva care... Nu și tragiștii, adică am skill-urile să fac oameni de limbă. Antrenori care au pregătit, jucători, tu îți dai seama. Chiar și oameni din, care locuiau în vecinătate, da, din nou, știi? Și care se uitau de la un geam. Se uitau de la geam sau ceva. Deci, și, practic, oricine are amintiri cu bazele astea sportive, pe noi ne ajută foarte mult. La fel, fragmente de ziare sau caiet. Uite, am primit la cineva anul trecut un... a scanat un caiet pe care l-a făcut el când juca la juniorii lui Dinamo, dar jucau cu pe multe dintre terenurile, da, astea. Și avea tot campionat 98-99, parcă era când era la juniorii lui Dinamo, cu meciurile, rezultatele, jucătorii și așa mai departe. Foarte, da, bine făcut, știi, foarte profesionist așa. Și inclusiv genul ăsta de materiale, dacă are cineva, you know, adună, să facem această colecție, corect, a, corect, istoriei sportului muncitoresc, să-i spun, sau ale stadioanelor de cartier din București. Deci orice credeți că e... Corect. Ce să-ți dorim? Util. Ce să vă dorim? Sănătate s-a dat, deci nu, da, aceasta le zic tuturor, nu. Ce-ți dorești tu cel mai mult? Păi că tu suntem pe subiect, cumva să reapară câteva dintre bazele astea sportive. Nici asta nu se poate. De ce? Hai să nu fim pesimiști. Ia l-am pe hai să glumim, nu fim pesimiști. Da, trebuie să tot timpul să terminăm într-o notă. Bun, nu o să ajungem la 60 când mai trăim noi, dar măcar dacă în 10 ani ajungem la una pe sector, care exact să fie... Exact cum ai zis tu, trebuie să intru în băiem pe motoconstitoare, cum s-o chema asta și să vă ruiască. Și... E clar că trebuie făcut mult acolo. Nu, trebuie băgat niște bani, clar, da, că nu mai poți să ții, dar eu cred că se poate. Ușor, dați-ne ușor, cu presiune și când 6. Mai punem presiune pe autorități, că o să punem pe pagină, nu știu, petiții sau ce să mai trimitem, la fel lumea poate să semneze, scrie... consilierilor. Știu că la noi încă e multă lume care are ce să zic, mă, Lola, că sunt toți corupți, dar nu chiar funcționează presiunea asta sau poate să funcționeze. Da, să scrii, da, consilierilor că până la urmă noi le dăm banii, noi mai vine de spate ca locomotivă, cineva, știi? Păi că contează genul, da, ăsta de chestii. Deci până atunci intrăm pe stadion de cartier punct asz.ro, da? Odată, trimiteți tot ceea ce aveți, tone dacă aveți, trimiteți oamenilor poze, capturi, ziare, video dacă ați avea, ar fi ceva rar avis. Ar fi aia, da, video de o bere de aia bună. Da, berea nu, rece. Rece. Da? Și să sperăm, așa cum spune și Andrei, că unul măcar la 10 ani, vorba ta, va fi redat sportului. Greu de crezut, dar nu imposibil. Și cartierul. Da. Noi terminăm de fiecare dată cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, e cea în care n-am râs. Hai să o schimbăm acum. E cea în care... Cea în care n-am jucat fotbal. Bravo. Bun. Casa Pariurilor alături de noi. Intrați pe casapariurilor.ro. Dragi prieteni, mii de mulțumiri. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am jucat fotbal. Haideți să încercăm, nu noi, că noi de la masa asta nu putem, dar Andrei, prin ceea ce face și cei care ne privesc, poate au vreo pârghie. Primul pas să-l facem, să readucem în aminte gloria, nu sunt cuvinte mari, gloria acelor stadioane și urieșenia acelor meciuri de cartier despre care toată lumea vorbea și apoi, dacă putem, deși pare aproape imposibil, să redăm fotbalului măcar un stadion dintre acesta odată la 10 ani. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere, numai bine!